Salut, prieteni, sunt Florin de la Gadget Talk România și astăzi vreau să vă prezint unboxing-ul tabletei Google Nexus 7. Tableta a fost lansată la sfârșitul lunii iunie în cadrul Google I/O 2012 și este una din cele mai cotate tablete de pe piață la ora actuală. Haideți să vedem un pic cutia. Vedem logo-ul Nexus 7, brandul Asus. Haideți să o și desfacem. Așa. Avem cutia, este neagră, un negru mat. Avem iar aici brandul Nexus, câteva detalii care nu o să vi le arăt. Desfacem cutia. Avem tableta care o punem deoparte deocamdată. Să vedem ce mai avem în cutie. Avem așa, avem încărcătorul cu cablu USB și adaptorul pentru priza din România, așa cablul USB care vine introdus aici. Cablul poate fi utilizat și pentru transferul de date. Așa, punem deoparte. Și ce mai avem în cutie? Mai avem doar manualele de utilizare. Nu avem căști, nu avem nimic altceva. Acestea sunt manualele de utilizare. Haideți să vedem un pic și tableta dacă tot am terminat cu cutia. Iată. Arată Nexus 7. Vedeți? Partea din spate este dintr-un material, o combinație de magneziu, din câte am înțeles noi. Are logo-ul Nexus și logo-ul Asus imprimat. Aceasta este tableta. Aici avem camera față, care de altfel este și singura și înregistrează la 720 pixel. O puteți folosi pentru video chat. Avem butonul de power și butoanele de volum plus minus. Pe partea de jos avem portul micro USB, jack-ul audio și cam atât. Iar pe partea dreaptă avem doar cele patru pinuri pentru conectarea la dock. Adică când vreți să încărcați tableta prin dock sau dacă vreți să adăugați o tastatură la ea fizică. Haideți să o și aprindem un pic. Iată. Tableta rulează sistemul de operare Android 4.1 și vine cu un procesor quad-core de la Nvidia 3, Tegra 3, de 1,3 GHz. Vine cu 1 giga de RAM. Noi am primit de la Quick Mobile și vrem să le mulțumim pe această cale versiunea de 8 GB. Ce pot să vă mai arăt? Haideți să vă arăt un pic și în setări. Așa, deci tableta rulează Android 4.1. Nu știu dacă se vede, nu reușesc să fac zoom. În zilele următoare va apărea la noi pe site, pe gadget-stock.ro, și recenzia, review-ul acestei tablete. Cam atât pentru astăzi, prieteni, vă doresc o zi bună!